Salutare, dragi prieteni. Suntem la aproximativ 1,5 km de o poartă de taxare. Bă, e una lângă alta. E una lângă alta, da? Vine unul aici să bagă aici, vine de acolo, bagă aici, vine de acolo. Numai așa, unde te-ai dus, mă, dacă l-ai depășit pe ăsta, nu tot acolo mergi? Dacă e una lângă alta, ce nu stai, mă, liniștit, mă? De ce începi să faci farafa stâncuri pe aici, stânga-dreapta, stânga-dreapta? Unde te-ai fi ducând, mă, băieti, bă? Hai, mă, dă-te și tu că intru și eu pe banda 1 și gata. Hai. Na, acum da, că mergi o leacă. Nu, dă-i pe stânga, dă-i pe dreapta. Tu ce faci? Vrei sau nu vrei? Păi aveai timp să te bagi. De ce nu te-ai băgat? Ăti jos cu autobuzul. Te duci pe mod blanc, unde te duci? Ăti, iată, a făcut dreapta, acum iar vrea stânga. Ai depășit și tu două mașini și ce-ți, hai mă, să iau față. Ține-mă înainte, mă, pe aici, mă. Bă, fraților, bă, n-am putut să văd așa ceva, mă. Că doar tot acolo mergi, ori te dai dincolo, depășit o mașină. Iată, eu mă opresc aici, dar vin aia din spate, tot mă egalizează. Mă egalează, pardon. Egalizează, auzi, egalizăm vagon și cap tractor la pierna de aia. Am ajuns, mergem la Milano, vedem un meci de fotbal la AC Milan, facem cum? Dar de aia doar am venit aici. Eu ce coadă, toți merg pe stadion. Hai că mai vin, că de obicei mai vin și alții să bagă și pe aici, pe dreapta. Merge la Italia, merge și pe aici. Chiar dacă e hașurate, că doar nu se îndoaie. Merge pe aici. Aici e transporte ocazionale sau excepționale. Excepționale. Excepțional. Bă, mi-ai vezi ce citești. Adică excepțional în românește. Am băgat să văd și eu câtă coadă am aici, dar n-are semnal. Vede și ăsta nică, numai că se recalculează, se așteaptă semnal GPS. E, dacă nu mai era semnal GPS, ce făceai? Nu mai mergeam? De aia se întâmplă ce se întâmplă. Vine ăla, tai-l-o ăla, face, parcă zici, bă, am ajuns departe, mă, că de aia am pus și de numere la clipul ăla. Tu crezi că dacă ai depășit un camion, ai ajuns departe? Un camion, practic, după ce treci de poarta asta, da, poți să zici, bă, trec de ea și-mi văd de drum și merge mai departe. Hai, mă, bag-te. Acum eu trebuie să mă bag în partea aialaltă, unde? Acolo, la porți. Uite, bă, zici că e la Mamaie aici, în plină vară, în plin sezon. Ia uite, ce furnicar aici. Mai băgați, bă, că și așa pe carta nu prea sunt. Uite, lăsați două cu cart, două cu cash, restul dă-le pe telepat, că văd că majoritatea sunt pe telepas. Aici se fac coadă, nu se orientează și ăștia deloc. Bă, dar mergea și pe-n dreapta, mă. Mergea și pe acolo, bă. Bă, tântălău, ești Mihai? Ce te-ai băgat pe aici? Am uitat, mă. Aici sunt turismele, bă. Ei, Mihai! Ai uitat cum mai merge treaba pe aici? Na, uite. Un cutru te duce acum. Zici tu, cu cine te iei la întrecere aici? Ia zic. Nici nu poți să iau viraj, că lovesc vagonul de chetroaie. Gata, mă, hai că am luat viraj. Vezi să nu te baci peste mine. Și e aici, mă, ia să vedem.
A, uite bă ce e aici. Na, pune și tu ce e aici. Doamne ferească Dumnezeu. A, uite ce e aici. Ce e aici, mă? Ce e aici, bă? Zici că a pus barajul ăștia aici. Ia uite ce e aici. Doamne Iisus. Oare de ce e așa? Și, bun, au ieșit, cum să zic, au ieșit în spațiu, da? A dat drumul la baraj, da? Și acum apa e învolburată, cum să vă zic? Dă buluc. Păi, nu ia totul la vale acum, toată apa asta? Cine are prioritate aici, Vasile? Acum stau și mă gândesc, cine are prioritate aici? Săracul ăla a rămas acolo, l-a strâns ăștia grămadă, nici nu se mai mișcă. Bă. Renault Trax. Ce faci tu, Renault Trax? Poate nu înrochi oglinda, da? Renault Trax. Trax. Trax, du-te în culp. Lituaniene! Stai mă acolo și tu mă înghesuiți aici toți. Poate nu-i trag luna lui ăsta. Nu, Doamne ferește, mai aici nu mai stăteam eu. Uite-l și ăsta cum umblă pe sub mine pe aici. Gata mă, mi-am luat o bandă monstravar, domnul, dar asta o țin. Gata, nu mă mai dau jos, dați peste mine, eu sunt pe banda mea, sănătate. Na, ați văzut? Gata, mă, hai, calcu. Gata, mă. Ce să calci, mă, eu ce aici? Vin și de acolo. Uite, vin și de aici. Bă, dar voi aveți linii continuă acolo, băi. Muiere? Tu ai linii continuu, trebuia să mai mergi alea. Haide mă, baptești. A, nu vrei să te bagi? Nu te băga. Eu v-am lăsat loc ca să vă băgați, dar dacă nu vreți, nu vreți. Gata, tu îți dai seama că s-au strâns toate de pe patru benzi. Au intrat pe porți și când se iasă, mai ieși afară. Exact ca atunci când se adună apa și îi dai drumul pe o găurică mică să meargă, îi faci un șănțulet. Și ea vine de colo toată buluc și vrei să bagi pe canalul ăla doar, atât. Normal că prinde presiune. Uite, ăsta merge cu semnalizarea. Ce mi-ai faci, mă? Eu de-aia am crezut că vrea să se bage, dar dacă nu se mai bagă, să fii sănătos. Stai acolo. Ia să îl atenționez. Așa mă oprești. A oprit-o, i-am făcut semn. Să mă lase, dar nu asta era scopul meu. Scopul meu era să oprească el semnalizarea aia. Că mergea de la un kilometru, ia uite ce e aici. Doamne, du-te în Milano. Pe unde?
uite, bine sunt pe aici. Uite și ăsta cu autobus. Gata, mă? Te-ai săturat, banda 2? Ia uite, băi, na, du-te în Milano. Du-te. Vino la Milano, Vasile. Ia uite blocuri aici. Ia uite, băi. Să-mi iau și eu un apartament în Milano, cât o costă? Ăștia au bani grei care au pe aici apartamente, cred. Care, băi, sunt două linii galbene, care dintre ele e valabil? Una lângă alta, eu nu știu, aia mai accentuată sau asta mai stinsă? Bă, mergi încet, lasă-mă, dă-i încet, așa și gata, ce vrei acum să faci. Sper să nu se bagi, eu le-am lăsat loc, dar eu sper să nu-mi facă vreunul vreo bucurie pe aici, Doamne, ferește-l de așa ceva. Ferește-mă de așa ceva, Doamne. Dar încotro mă mai duc aici, că nu mai știu. Mihai, unde te duci? Țărești tu pe drumul ăsta până ieși de aici și pe urmă vezi tu. Cât am, mă? 3 ore 41, bă, dar trebuie să faci tu o pauză. Ia vezi tu ăla cu motoreta, ce faci tu pe acolo? Bă, ai auzit vreodată de motoreta Mobra? A, ai avut și Mobra? N-aveai carnet? De ce? Păi și nu trebuia carnet? Trebuia, nu? Și dacă te prindea? A, te-a prins? Și ce ai făcut? Adică? Milițianul, mă, nu poliția. Da? Să știa cine are și cine nu are. Și? A. Eu să arunc casca, mie îmi venea să o zvâl că n-aud eu cu ea și el n-avea căștile băgate cum trebuie acolo, la Doamne Iisus. Zi, te-am întrerupt. Lei? 50 de lei mai era. 50, bă, păi 500 de lei erau un avans. Un lichet, da, un avans de salariu. Păi era salariul 1500-2000 maxim. 50, cred, un Tudor Vladimirescu, nu? Deci nu era Nicolae Bălcescu care era 100, era albastru. A, 500, trebuia să aduci 5 foi de al de Bălcescu. A, și? A, bine. Aha. Hai, acum am un pic și ies din Milano. Și? Zi, te întrerup.
Doamne, ce e aici? Doamne, ce e aici? Ce e aici, Doamne, Milano? 3 km, încadrați-vă pe banda stângă. Doamne, ce e pe aici? Una lângă alta, una lângă alta. Uite ce e pe aici. A, uite ce e pe aici. Mai am mult, ferească Dumnezeu să am vreunul pe aici, pe sub mine. Ai, ce e pe aici, Vasile? Știi, când mă uit așa, zici că e nins din mașini. Nins soare. Deci la 4 benzi pe o parte, 4 benzi pe altă parte. Și mă uit așa, e puhoi. Păi de capul meu, așa când te uiți în zare, cum e noaptea când vezi numai farul, știi? Serios vorbesc, zici că a nins aici, nu... Uite, ăștia îmi spune că trebuie să schimb banda pe 2, în 2 km să iau banda 2, banda 3 și 4. Să o schimb cu stânga, dar m-au băgat aici pe banda 1, văd că nu știu de ce. Eu timp de interzis acolo să merg pe banda aia. Dar o să mergem aici până îmi dă voi. Probabil vine casă de marcat, de marcat, de taxat. Ia uite ce-i pe aici, ia uite ce-i pe aici. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. 1 km, încadrați-vă pe banda stângă. Dacă mă lasă și ăștia, că ăștia merg după... Zici că-s chiori, mă, eu semnalizez ca să intru pe banda stângă. Ei nu te lasă, mă. Hai, că am reușit să mai răcorit un pic aici. Dar uite ce e pe contrasens. Când mă uitam pe contrasens și pe alea, ce-mi dă, mă? Fiera Torino, unde-i, mă? A, Torino, da, mă, A4, uite pe aici. Uite ce fel fac ăștia. Vin... După 4 dă pe 2. Așa să facem, mă, virajul. Mergeți mai departe, în sud, 10 km. Ia-o-te, bă, ia-o-te, bă. În sfârșit a început să mai răcorească. Torino. Puhoi de mașină aici. Ia fi atent. Ia fi antena aici, măi. Ia fi tu antena. Hai de acă. Du-te tu în oraș, fă livrați. Livrări cu mașină. Fă tu livrări în mașină. Cu mașina pe aici. Ia fi atent. Uite. Ia să băgăm noi la un peco, să facem o pauză. Thank you.
mă, parcare. Dacă am ratat-o, e jale. Polonezule, acum tu ai dormit aici în drum, nimic de spus, dar faci tu loc, dar și bag o în parcare. Gata. Trei ore și patru.